când am luat telefonul prima dată după meci, era efectiv în aer, exploda, dar foarte multă fericire, foarte multe mesaje pe care încă n-am apucat să le citesc, dar o să le citesc pe toate 100%. Ce ai simțit? Cum a fost această victorie? Victorie dulce, nu? Foarte dulce, una din cele mai bune victorii ale mele și cele mai emoționante, ca să zic așa, pentru că pentru mine era deja un vis împlinit faptul că m-am calificat la Olimpiadă, iar acum să am un debut câștigător și contra unei super jucătoare pe unul din cele mai frumoase terenuri, e pentru mine ireal, e un vis continuu. Frumos din care nu vrei să te trezești? Exact, exact așa mă simt și simt că îmi dă aripi. Faptul că pot să reprezint România și să-mi pun sufletul în teren și să dau tot ce am eu mai bun, e totul pentru mine. Deci, practic, spui că această victorie este cea mai dulce din cariera ta? Sau? Una din cele mai, e top 3, clar. Chiar șefa sportului, doamna Lipă, s-a bucurat atât de tare, a venit la noi la interviu și a zis: Doamne, ce victorie, cum vezi lucrurile astea și unde crezi că o să te oprești? Mă bucur foarte mult de susținerea pe care am avut-o și chiar de toate mesajele pe care le prime și astăzi în tribuna am văzut câțiva români, foarte puțin, dar s-au simțit, au fost că toată tribuna aia. Nu știu unde o să mă opresc, nu vreau să mă opresc. Sper să adun cât de multă energie pozitivă și cât de multă fericire din tot ce se întâmplă săptămâna asta, care să mă ducă cât mai departe posibil. După ce învingi o fostă câștigătoare a turneului campionilor, îți dă dreptul să te gândești la o medalie? Eu am venit cu gândul la o medalie din start, de când m-am calificat la Olimpiada. Cred că fiecare jucător, jucătoare, mai ales la noi la tenis, unde clasamentul nu mai e chiar atât de drept, ca să zicem așa, cu noi, e totul deschis în tenis și mai ales la Olimpiadă, mi se pare că efectiv turneul e destul de deschis pentru toată lumea și de ce să nu visezi la o medalie? Clar, doar că în tenis nu poți să te gândești chiar așa ușor la o medalie, pentru că sunt câteva zile la rând în care trebuie să performezi la maxim și să poți să duci tot turneul, nu e ușor. Noi nu avem doar o probă sau, nu știu, să dureze o zi sau toată treaba asta, așa că sunt multe lucruri în joc, dar putem să visăm și putem să dăm tot ce avem noi mai bun, iar pentru mine astăzi a fost mai mult vorba de experiență și de faptul că am realizat că Olimpiada este doar o dată la 4 ani. Sentimentul pe care îl trăiesc astăzi nu pot să-l trăiesc nici măcar anual, apoi săptămânal. Așa că asta m-a făcut să-mi spun tot timpul în timpul meciului să mă bucur și să dau tot ce am eu mai bun, pentru că nu durează forever. Da. Ai mai venit la Roland Garros. Da. Și am jucat și pe același teren, culmea. Dar astăzi clar nu s-a comparat și e un sentiment destul de similar cu cel de la Fed Cup, pentru că tot practic îți reprezinți țara și joci pentru România, dar aici e un Fed Cup cu ceva extra. Adică Olimpiada e specială, clar, e visul oricărui sportiv de când suntem mici și ne uităm la televizor și vedem cercurile, ne dorim și noi să le atingem și clar e un extra boost. Mâine dublu, da, cu Ana, chiar abia aștept, îmi place foarte mult să joc cu ea, mai ales când am jucat pentru România, am jucat foarte bine, așa că mergem cu vibe-uri bune. Am văzut, apropo de contextul ăsta cu Olimpiada, cu Jocurile Olimpice, cu satul olimpic, totuși eu am mers pe jos de la Roland Garros până aici și e destul de aproape, cred că un sfert de oră am făcut. Ăsta este motivul pentru care ai ales să stai departe de satul olimpic? Da, mi-aș fi
traficul, clar te gândești dimineața, câștigi niște extra ore de somn, niște, cel puțin o oră o câștigi și e un pic mai ușor să fii aproape de arenă, deși ieri am fost în sat și mi-ar fi plăcut să trăiesc mai mult experiența aia. Poate la următoarea olimpiadă o să o fac, dar acum am ales așa pentru odihnă, mai ales că vin după o serie de turnee destul de lungi, cred că sunt la a șasea sau a șaptea săptămână consecutivă și am zis că pentru săptămâna asta e mai bine aici. Ai urcat pe barcă, ți-ar fi plăcut să fii acolo, doar că a plouat foarte tare. Poate că e mai bine că a fost așa. Da, clar. Noi ne-am dus hotărâte să urcăm pe barcă și chiar la intrarea în bas din satul olimpic spre barcă ne-a plouat torențial timp de 15 minute, 20 de minute. Ne-am udat, ne-am făcut fleașcă și efectiv n-am mai putut să mergem. Am prioritizat meciul de astăzi și am zis că e un pic mai inteligent să mergem, să ne odihnim și să nu stăm în frig, să nu ne expunem la probleme. Ai te uitat la televizor să vezi cum arată? Da. Mi-ar fi plăcut, normal, chiar mi-ar fi plăcut să fiu acolo pentru că e unic și nu știi niciodată dacă te mai întâlnești cu ocazia asta, dar m-am bucurat să văd multă veselie la televizor când România a fost prezentată și clar, cu sufletul am fost acolo, dar... S-a părut așa și de pe partea, nu știu, artistic și momentele lor pregătite, unele criticate, altele... Tot timpul o să fie tot felul de comentarii pro, contra, nu știu, nu mă bag, nu înțeleg, nu știu ce să zic, sincer, și mai bine nu comentez pe chestia asta, că nu sunt să-mi dau cu presupusul, știu doar că olimpiada, clar, ceremonia de deschidere e ceva superb, așa ar trebui să fie și... Restul, faptul că au atins tot felul de subiecte, e alegerea lor, nu știu. Și totuși România a reușit să țină torța și aceea Nadia Comăneci. Da, am văzut, clar. Emoționată? Foarte mult. Înseamnă foarte mult pentru orice român și chiar am văzut foarte multe mesaje și multă susținere pe partea asta. Ce mesaje ai pentru români care astăzi au văzut cu victoria aceasta? Ce le transmis tu de aici? Le mulțumesc foarte mult. Știu că au fost câțiva români, am auzit român în teren, în tribune și chiar le mulțumesc că au venit să mă susțină și îmi doresc doar să fie alături de noi, să ne încurajeze cum pot ei mai bine, pentru că noi jucăm pentru România și ne punem sufletul pe teren și în toată olimpiada asta, așa că chiar îi rog să ne susțină cât de bine pot ei. Îți dorești un adversar anume? Nici mai știu cât e rezultatul acum. Osaka sau? Nu îmi doresc un adversar anume. Cine trebuie să vină, cu cine trebuie să joc. Sunt pregătită. Pentru mine e un vis că pot să merg luni pe teren și să joc al doilea meci la olimpiadă.